Salutare, dragi prieteni! Sunt aici la intrarea în municipiul Chișinău. Am ales în mod special această locație semnificativă pentru ca dumneavoastră, cei plecați peste hotare, să vă amintiți cu drag de locurile natale. Și așa voi face întotdeauna. Astăzi voi vorbi despre un lucru grav, trist, strigător la cer, care se întâmplă în Republica Moldova. Pentru că, știți bine, Federația Rusă poartă un război hibrid, un război informațional cu Republica Moldova, un război informațional cu toată lumea civilizată. Prin manipulare, minciună, distorsionarea realității, Federația Rusă câștigă teren peste tot și duce în eroare, manipulând în cel mai grosolan mod populația a zeci de state europene civilizate. Același lucru se întâmplă și în Republica Moldova, aici unde avem o populație majoritar românească, dar care de multe ori privește spre România ca spre un dușman, privește România ca pe un cotropitor și ca pe un iad, talpa iadului. Acest lucru se întâmplă, dragi prieteni, pentru că Rusia are foarte multă presă de propagandă, are foarte multă presă de manipulare și această presă este plătită, finanțată, gros de tot, din Federația Rusă. Sunt peste 10 posturi de televiziune și 10 de posturi de radio, inclusiv ziare, care în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, produc știri de propagandă în Republica Moldova, manipulând opinia publică și ducând în eroare un stat întreg, o populație întreagă. Avem și noi în România un departament pentru relația cu Republica Moldova, care actualmente este condus de către domnul Dupu și la care în fiecare an se aplică pentru proiecte, pentru a fi finanțată presa românească din Basarabia, din Republica Moldova. Iată că au fost publicate rezultatele acestui concurs, rezultatele aplicărilor și din păcate am văzut că mai multe instituții de presă extrem de importante, chiar vitale pentru Republica Moldova, nu vor primi finanțare. Este vorba despre revista Literatura și Arta, condusă până acum de regretatul nostru poet național Nicolae Dabija, ziua de naștere a căruia, iată, am marcat-o câteva zile în urmă, dar se pare că la București nu este nevoie de Nicolae Dabija, nu este nevoie de moștenirea lui, nu este nevoie de revista Literatura și Arta. Extrem de importantă pentru că întreg mediul academic citește cu periodicitate această revistă și ea reprezintă un bastion al românismului în Basarabia. La fel, nu va primi bani nici revista Limba Română din Republica Moldova. Pentru că așa au decis cei de la București, pentru că așa au decis mai mari de la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Nici revista Natura a colegului nostru patriot, brav, Alei Cureniță, la fel nu va primi finanțare. Nici ziarul De Gardă din Republica Moldova, care este faimos și cunoscut pentru numeroasele articole de investigație, orientat împotriva corupților, hoților și bandiților care s-au pricopsit cu averi de milioane de euro în Republica Moldova, o revistă dintre cele mai corecte și imparțiale din punctul meu de vedere, nu va primi finanțare din partea României. În timp ce Sputnik, RTR Moldova, primul canal din Rusia și multe altele vor primi finanțare grasă din partea Federației Ruse. Dacă România și în special nu statul român, nu poporul român, dar autoritățile române nu își vor revizui comportamentul, atitudinea și strategia pentru Republica Moldova, atunci România va pierde războiul hibrid din Republica Moldova. Rusia poartă un război indirect, ticălos și laș cu lumea civilizată. Rusia luptă cu România în Republica Moldova, în Basarabia, pentru sfere de influență și pentru teren. Dacă România nu va înțelege acest lucru foarte rapid și nu va interveni foarte prompt, este strigător la cer. Cele mai mari și cele mai importante reviste de limbă română din Republica Moldova nu vor mai primi finanțare, nu vor mai fi susținute de guvernul României. Repet încă o dată, Literatura și Arta, Limba Română, revista Natura și ziarul De Gardă nu vor mai primi bani din partea statului român.
Și așa avem foarte multă propagandă. De acum încolo vom avea și mai multă propagandă. Pentru că Dupu și alți funcționari de stat ai României au considerat că așa trebuie să fie. Noi ne opunem clar acestor decizii aberante, primim apeluri și acum, acestor decizii grave care vor avea un efect neîntârziat și un efect nefast asupra libertății mass media din Republica Moldova. Efectele acestea va însemna creșterea nivelului de propagandă și de manipulare a opiniei publice din Republica Moldova. Valeriu Cociu ne scrie: ziarul de gardă a atacat AUR în campanie electorală. Așa este, ziarul de gardă a dat câteva articole de atac împotriva noastră, dar chiar și așa, este o publicație de limbă română, este o publicație care 90% din conținutul lor au publicat împotriva lui Dodon, împotriva lui Voronin, împotriva lui Plahotniuc, și pentru acest lucru este important să o menținem în continuare, dar ar fi bine ca și dumnealor să fie mai corecți în relația lor cu AUR, în relația lor cu tot ce înseamnă Românesca Republica Moldova. Cu siguranță au comis și ei greșeli, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să îi închidem, acest lucru nu înseamnă că trebuie să lipsim Republica Moldova de presă românească. Avem foarte puțină presă românească, dragi prieteni, și foarte multă presă finanțată de Rusia, care manipulează și minte. Dumneavoastră știți foarte bine, dragii mei prieteni. Eu sunt profund nemulțumit de acest fapt. Colegii mei de la București vor lua atitudine în acest sens. AUR va depune mai multe interpelări, va lua atitudine și va cere demisia șefului departamentului pentru relația cu Republica Moldova, pentru că acesta nu pricepe absolut nimic în relația cu Republica Moldova, dacă a luat o asemenea decizie, să nu finanțeze în continuare Literatura și Arta, revista Natura, revista Ziarul de Gardă, revista Limba Română. Cum să lupți cu propaganda, cum să valorifici investițiile românești în Republica Moldova, dacă nu ai o presă liberă, echidistantă, românească, care să facă acest lucru? Vom lua atitudine, nu vom admite să facă ei de capul lor așa cum vor ei. Există un proiect de țară pe care România trebuie să și-l asume. Există o viziune pe termen lung pe care România trebuie să o aibă în Republica Moldova, și dacă unii politicieni de termen scurt, de unică folosință, de la București, nu vor să înțeleagă acest lucru și vor să direcționeze acești bani în altă parte, nu au decât să plece din aceste funcții, pentru că Republica Moldova are nevoie de România, are nevoie de presă românească, are nevoie de presă liberă, pentru a putea face propagandei și manipulării care vine dinspre Federația Rusă și pentru a putea informa corect și echidistant cetățenii Republicii Moldova. Dați mai departe acest live, dați mai departe în grupurile în care știți că este nevoie de această informație, iar noi vom cere demisia șefului departamentului pentru relația cu și vom interveni pentru a susține presa de limbă română din Republica Moldova. Salutări cu drag din Chișinău, stimă, decență, curaj, verticalitate și, în primul rând, viziune pe termen lung, de țară, nu de unică folosință, nu de azi pe mâine, pentru că altfel ne vom pomeni într-o Republică Moldova rusească, altfel vom pierde absolut tot ce am reușit să păstrăm până acum. Limba română, tricolorul românesc și o populație cât de cât conștientă de ceea ce se întâmplă. Noi, cei din diaspora, trebuie să susținem financiar presa de limba română de Republica Moldova. Așa este, dar în primul rând trebuie să o facă statul român din taxele și impozitele dumneavoastră, nu să financeze tot soiul de tabere, nu să financeze tot soiul de spălări de bani, de proiecte, de consultanță și experți care primesc mii de euro inutil, pe bază de partid, pe bază de afiliere politică, ci dimpotrivă trebuie să fie susținută presa românească care informează mii și mii de cetățeni ai Republicii Moldova și menține suflul românesc din Republica Moldova. România a reparat peste 1000 de grădinițe în Republica Moldova, dar nu toată lumea știe despre acest lucru. Însă mulți manipulează opinia publică și spun că asta am făcut noi, alte forțe politice, un primar local. Unii chiar consideră că grădinițele reparate cu banii poporului român s-au reparat de Federația Rusă.
sau de Putin sau de alte forțe politice. Și acest lucru se întâmplă din cauza manipulării crase din mass media, pentru că nu este informată corect populația de Republica Moldova, pentru că suntem supuși unei manipulări grave în Republica Moldova și știm foarte bine acest lucru și spunem cu voce tare acest lucru. Sputnik, RTR Rusia, primul canal din Rusia, NTV, Accent TV și alte posturi de televiziune, radiouri și ziare conectate la sursele de finanțare din Federația Rusă, care mint cu nerușinare în fiecare zi Republica Moldova și cetățenii ei. Iar România, dacă nu-și va revizui poziția, va pierde și mai multe poziții și va pierde definitiv Basarabia, va pierde definitiv Republica Moldova. Suntem într-un război hibrid, dragi prieteni, suntem într-un război nedrept dintre Republica Moldova și Federația Rusă, în care România trebuie să aibă o poziție dominantă. Altminteri vom deveni cu toții rusificați, manipulați și dușmani ai României. Vă salut cu drag din Chișinău, fiți sănătoși și petreceți acest weekend alături de familie și cei dragi.